Pe 21 decembrie la Londra va fi organizat Festivalul Talentelor 2019. Acest eveniment este despre conaționalii care muncesc în Marea Britanie, dar nu uită de pasiunile lor. Detalii aflăm de la Vadim Țurcanu și Ana Daud. Câțiva moldoveni stabiliți în Marea Britanie s-au decis să organizeze un eveniment la care să-i adune pe conaționalii stabiliți în această țară pentru a se cunoaște și pentru a afla ce talente ascund fiecare în parte. Festivalul Talentelor este la prima ediție, însă organizatorii sunt convinși că au motive suficiente pentru a realiza această idee. De ce organizăm noi acest festival? Poate mulți își pun întrebarea. Deoarece ne-am pus în gând o misiune. Să unim în primul rând diaspora. Da, să fie o posibilitate să ne unim, să vorbim, să aflăm unul de altul. Care sunt asociațiile care lucrează și depun efort să ții diaspora informată, undeva entertained, să spunem, distrată, informată. Și mai împreună. Totodată e o posibilitate de a susține talentele oamenii care cu un talent care cu încet, cu încet ulti dânsul n-al hrănesc, sapă. Da. Și precum fiecare din noi, fiecare zi lucru acasă și așa mai departe, viața de la Londra, viața de la Londra care undeva te apasă, e foarte ocupată, ești foarte toată ziua și nu mai ai timp pentru a manifesta, a împărți talentul ăsta cu ori abilitățile fele cu alți oameni și cu tine ca tare, da? Avem oameni super talentați, i-am găsit foarte ușor și ne vor încânta în seara de 21 decembrie, la care vă așteptăm și noi. Salut! Sunt Emma Caraman și trăiesc în Londra de 4 ani. Aici activez ca interpretă și actriță. De ce Festivalul Talentelor? Pentru că este despre noi, pasarabenii veniți aici, care prin greutăți muncim și dezvoltăm propriile noastre pasiuni. Acest proiect este un îndemn, o oportunitate pentru noi toți să ne întâlnim și să cunoaștem oameni noi, să învățăm de la cei care au avut succes și au reușit. Acest festival nu se referă doar la muzicieni și la oameni de artă, dar și la antreprenori talentați care au reușit să-și deschidă propriile afaceri aici, în Marea Britanie. Un lucru foarte important este că toți participanții acestui proiect sunt oameni care trăiesc aici, care muncesc și de foarte multe ori sunt oameni care muncesc în domenii precum construcții, industria ospitalieră, dar care vor să meargă mai departe, să-și urmeze propriile vise și pentru acest lucru există aceste festivale, să ne întâlnim și să creștem împreună. Vă aștept cu drag pe 21 decembrie să ne întâlnim toți împreună. Hei, salutare! Numele meu este Constantin Boteza și sunt unul dintre participanții acestui festival minunat care va avea loc pe data de 21 decembrie la Londra. În cadrul acestui eveniment voi prezenta mai multe lucrări care reprezintă tradițiile și cultura poporului nostru. Vă așteptăm cu drag! Sunt Daniel Andruțac și voi interpreta muzică clasică la Festivalul Talentelor. Cred că e o chestie foarte bună ce se întâmplă la acest festival, din motivul că deja suntem o societate destul de vastă la Londra și avem nevoie de un spațiu sau un eveniment pentru networking în care putem să vorbim despre lucrurile care le facem, vrem să le facem și să putem să ne ajutăm reciproc. Salutare, prieteni! Pe 21 decembrie vreau să-ți dau o întâlnire. Unde? Parc Plaza Victoria. Ce e acolo? Festivalul Talentelor de Diaspora Bundumești. Prima ediție. Veți avea posibilitatea să vă întâlniți cu foarte multă lume frumoasă, talentată și, cine știe, poate legați cunoștințe noi, poate faceți colaborări noi. De aceea, pe 21 decembrie, vă aștept pe toată lumea să ne întâlnim pentru a petrece o seară frumoasă de suflet, cu muzică bună, cu pictură bună, cu dans frumos, așa cum se cuvine la noi, la Moldovei. Vă așteptăm 21 decembrie! La Festivalul Talentelor, moldovenii prezenți vor avea ocazia să socializeze și să descopere în ce domenii activează. Totodată mai avem posibilitatea la acest eveniment de a face networking, de a cunoaște oameni inspiraționali, de a
de a acumula anumite idei, de a face conexii noi și undeva de a crește profesional și personal. În timpul evenimentului avem posibilitatea, dacă ești un om de afaceri, ori posibil vrei să știi care sunt afacerile a oamenilor moldovenilor de aici, de Londra, ori care sunt afacerile pentru moldoveni de Londra. Undeva ai nevoie de anumite servicii, afaceri care vorbesc românești, moldovenești, care te înțeleg, care știu problemele tale și așa mai departe. Ai posibilitatea aici să afli de ele. Sau dacă tu ești persoana aceea cu afacerile astea, ai posibilitatea să vii aici și să te arăți, să spui despre tine la oamenii care stie aici. Evenimentul se desfășoară la Londra pe 21 decembrie, ora 18. O posibilitate de a ne încărca de energie, de a face conexii, de a ne întări spiritul nostru artistic și spiritul nostru care ne unește pe toți moldovenesc și aș vrea să fiți toți aici, cât să împărțim această posibilitate de a fi împreună aici. Și de a cunoaște și a celebra talentele noastre.